Meteorologii au lansat un avertisment asupra unui fenomen meteo care amenință Europa. Este vorba despre o caniculă invizibilă în nordul Oceanului Atlantic, fenomen care ar putea genera o criză climatică și ar putea duce la dispariția a numeroase de specii marine. Avertismentul vine de la meteorologii din Franța după ce, potrivit datelor, între lunile martie și mai, temperatura medie la suprafața apei a tot crescut în Atlanticul de Nord, iar acum câteva zile urcase până la 23,3 grade Celsius, cu 1,3 grade mai mult decât media istorică. Mai mult, sateliții au raportat valori cu până la 5 grade Celsius mai mari în largul coastelor irlandeze. În acest context, meteorologii francezi vorbesc despre un fenomen excepțional care nu a fost observat până acum la o asemenea amploare. Mai ales că ar putea genera o criză climatică și ar putea duce la dispariția numeroase specii marine. Ce este canicula invizibilă? Principala explicație ar fi de natură atmosferică și anume valul de căldură adus de anticiclonul deasupra vestului Europei. Absența norilor și a vântului determină ca o cantitate mult mai mare de energie solară să fie absorbită de suprafața oceanului, împiedicând amestecarea apelor de suprafață foarte calde cu cele de adâncime mult mai reci. Nu este prima dată când meteorologii observă acest tip de caniculă marină, însă acum sunt surprinși de rapiditatea fenomenului. Printre efectele așteptate se numără și creșterea mortalității în rândul animalelor marine, în paralel cu o migrație spre nord a unora dintre specii, relatează Antena 3.ro.